Așa trebuie să mergeți, că e așa liniar. Ceva de genul ăsta, trebuie să o duceți așa în turi să se învețe, nu? Da, da, da. Nu o să se spară chestia. La ce s-a avut evacuarea asta? Are un mic spuciu, l-avea chestia asta? Nu, asta că până te obișnuiești tu cu ea, la mine nu o prea are. Decât dacă o smucesc, așa, n-am grijă, știi? Nu, mai smucit-o, dar e... Te obișnuiești, că e altă. Obturată, vibrează mai tare, asta e și la mine. Dacă e cutie manuală, nu-i dă impresia ca la mașina mea că ar fi un motor mai slab. E feeling-ul ăla de cutie manuală. Da, că o accelerez cum... Îmi dau seama cum ar merge una din asta 2.4 cutie manuală. Dar cât e să-ți pui? E cam complicat, dar mi-aș pune. Are nevoie de calculator. Ai vrea manual? Tu ai zis da. Că nu, că ești fan aș automat. Vrea, dar nu mă las. Eu sunt fan manual. Așa trebuie să o țin, adică eu acum aș putea să-i dau a patra. Da, știu, știu, dar da. Nu vreau ca să înveți. Ai cuplu. Aici. Dar pe curbi stă cu roțile astea. Știu când am mers data trecută cu jantele de 17. Da. Era o... Adică era ca la mine. Acum văd că nu se mai înclină nimica. E... Stip. Oricum are stabilitate. Au mașinile astea o stabilitate. Aici este un canal. Dar nu se mai aude acum bătaie sau ceva. Nu se mai aude nimic. Nu, nu se mai aude. Ce e aici în față? Asta bănuiesc nu o să fie mașină de mers iarna. Ba, va fi... Ba, da? Mașina asta merge... Mașina asta merge în exterior. În străinătate. Iași, Olanda, Iași, Berlin. Merge peste tot. Trebuie niște cum înseamnă. Dar deja m-am obișnuit cu ea. Îmi place nu, da, mă, roțile de iarnă sunt... Am înțeles pe alte jante. Sunt jante de 7, cum am eu. Asta sunt tot pe 17? Da. Am făcut așa că erau niște canale și se simt canalele. Se simt cum se simt la mine cu jantele de iarnă. Ghiva ăla, știi? Cine? Ăla cu Ford. Polihov. Da. Vedeți cum obișnuit că eu nu mai bruschez. Da, da. Da, e mișto, da. Să vezi ce fac eu din scodița aia mică când trec... Știți ce, ăștia că eu volanul meu când mi l-am pus și era mai mic, era și alea că mai gros, ăsta e și mai gros. Da, că e pielea de pe... E pielea pe deasupra. Da. Da, foarte bine. Dar să știi că e mai odihnitor la mână? Da. O țineți așa, așa să mergeți. Da, da. Da. Auzi, dar când îți obișnui cu asta și vin și intru pe Fabia, pe scodița mică, sărăcuța ce mâncă, că obișnui cu manevrele de la asta, aia cu 1.4, mi se pare că evacuarea asta e obositoare la turi joase. Așa, la mers din asta, așa la drumul lor. Prea e obositoare. Da, vibra... E normal să aibă vibrațiile astea da, în toată mașina. La turi joase, ai, nu? La turi joase, da. Da, da, da. Și la tine faci așa. Sau altfel, dacă scot alea, face și mai tare ca aici. Adică vibrează și trapa. Aha. Adică intră într-o rezonanță din aia urâtă, ia să vedem cum se simte asta. Dar tot e mai confortabil ca la mine. Păi da, tu ți-ai pus de asta sport normal că simți orice, nu? Nu scomotați cauciucul, nu vâjii? Nu, nu sunt ok. Dar de vară, ce vrei? Nu știu cum s-au vede. Foarte mișto să vede. Dar de aici nu mai e deranjant. Da, nu, sau de motorul cum sau de la ea, normal. Da, de motocicletă. Pe față aveți folii? Ce? Unde? Pe față. Pe față, ce? Deloc? Aici, pe lateral, am cea mai deschisă folie. Să vedem să mai iau să merg ochelor și pe aici. Așa, coboară și aleargă imediat. Da. Nu se gândesc. Mergi pe șină? Nu, nu, merg o roată fără șină. Nu mi s-a părut ok. Nu îți văd. Sună acum și telefon. Scutii manuală. Am schimbat viteze. Da, Alin?
Ai vândut mașina? Ce mașină ți iei? Când îți iei? Hai, ne auzim că conduc o mașină îți manuală. Da, da? Nu. Hai, vorbim, pa, pa. Pa, pa! Ce fac ăștia? Tot se bag aici la mine. Cops. Ei, bun! Dar ce faci asta? Semnalizează după. Ai văzut faza cu semnalizare? Da. Ce-a însemnat? Mă face de râs. N-ar mai trebui bucșe? Bucșele alea, da, nu s-o că la roțile astea... Să le mai las, nu le schimb? Pot să le trimit, însă am vorbit și cu partenerul meu și a spus că transportul nu avem cum să-l suportăm. Păi la două anvelopi undeva la 50 de lei. Să ne uităm la... Da, pe amândouă. Cât departe. Și dacă sunt mai alea cât fisurate, nicio problemă, mai puteți face pe 50 mkm. Da, exact. Chiar îți curios cum se simte. Atâta. Simte ca la mine. E senzația că n-aveți suspensie sport, dar din cauza cauciucului simte ca la mine. Nu, aia dacă ar fi fost 4 anvelope, atât. La 2 atâta-i, îmi spun. Alea care le avem, da? Ok, bun. Bun, atunci am să vă dau un semnal când le expediem spre dumneavoastră, ca să știți și când le ridicați. Da, le-am. Calculatorul motorului. Bun, sănătate, seară faină. Cine e aici? E mine. Ai văzut să-i dai mare, a? Da, dar nu-i nimeni. Mai mare de atât? Cealaltă nu-i de ajuns. Foarte frumos. Eu n-am schimbat nimic în cuplul momentan. Da. Nu fac gălăgii cu jantele astea. Cu jantele astea trebuie să le sesizăm foarte... O vândut lin ăla mașina, e bine. Așa să le? Nu, alin. Lin, ligă. Aaa, neagră? Da. Și tot ce vic din ăla e FN2, Type-R. Adică 200 de cai. Dar mai este una roșie, parcă socanii, nu e așa. A, nu, și-o ia stop el, nu și-o ia... modificat. O să modifice pe urmă. Și câteodată aia lui? Nu știu. Ia acum, că nu... Dar ce preț avea, adică nu... Nu am văzut zile trecute la timeout. Să vedem cum se simte asta. Aveți un foarte mic bocanel de față. Am auzit. Dar nu e. Auzi, dacă au uzură, le schimb și gata, că astea nu sunt chiar așa scumpe să... Plus că le aveți. Le am, da. Schimbam eu de atunci, dar au fost beleaua cu datul jos, știi? Luni trebuie să duc și Skoda, diferența de la... Călin. Băi, e cineva în spate? Nu. Ce? Trebuia să iau bani de la cineva, de pe copou. Vă grăbiți acasă? Da, durează.